Salut! Sunt Emil Dragotă și fac unboxing-ul lui HTC One E9 Plus. Este primul phablet al companiei taiwaneze ce vine cu un display ce oferă rezoluție 2K. Are și conectivitate dual SIM și, dacă nu mă înșel, este și primul smartphone sau primul phablet, cum vreți voi să-i spuneți, care vine cu procesorul MediaTek Helio X10, un procesor octa-core cu 8 nuclee la 2 GHz. Avem aici câteva din specificațiile sale. Vine cu conectivitate dual SIM, are două sloturi pentru nano SIM, 3 GB de memorie RAM, 32 GB de spațiu de stocare și slot pentru microSD de până la 2 TB. Interesant, cred că nu am mai citit despre un smartphone care să ofere microSD până la asemenea valoare. Nici nu știu dacă există microSD de 2 TB, da? S-ar putea să vorbesc prostii. În fine, vine cu un display de 5.5 cu rezoluție 2560x1440 pixeli, include tehnologia HTC Boom Sound, probabil cu difuzoare frontale, de aici un sunet de foarte bună calitate. Camera principală de 20 megapixeli, cred că are senzorul Toshiba la HTC One M9, capabilă să înregistreze clipuri la rezoluție 4K, camera frontală cu tehnologie Ultra Pixel de 4 megapixeli. Pe partea de conectivitate, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 4.1, AGPS, GLONASS, conectivitate 4G. Produsul ne-a sosit la test de la Quick Mobile și aveți link în descrierea clipului către oferta Quick Mobile pentru acest produs. Observați că are sigiliile intacte. Îmi revine plăcerea de a le îndepărta. Smartphone-ul o să primească o recenzie pe site. De ce îl consider interesant? Pentru că la un moment dat, chiar la Quick Mobile, costa în jur de 2200 de lei. Și cred eu că e un preț foarte bun pentru acest device. Telefonul, asupra căruia o să revin. În pachet regăsiți manuale cu instrucțiuni de utilizare. Da? Și în limba română. Încărcător, ce necesită adaptor pentru prizele românești. Hai să-l vedeți. Un adaptor costă până în 5 lei. Cablu. Micro USB USB 2.0. Și căști de tip in-ear. Cred că au firlat, da, negre și cu negru și roșu. Sunt exact ca OnePlus plus niște dopuri suplimentare. Sunt identice cu la HTC One M9 și din câte știu oferă un sunet destul de bun. Acestea sunt accesoriile, le-am pus deoparte. Revin asupra terminalului. Acesta este HTC One E9 Plus Dual SIM. Capacul spate este din plastic, un plastic care amintește de, să zicem, policarbonatul folosit la HTC One X, un telefon lansat urmă cu ceva ani de zile. Are o margine metalică, ce contribuie la partea de rezistență. O margine metalică aurie. Mă rog, nu e combinația de culori care să-mi placă în mod deosebit, dar asta contează chiar puțin. Sunt și alte versiuni de culoare și, mă rog, mai toate gusturile ar trebui să fie mulțumite. Adică ar trebui să primiți o versiune de culoare care să vă placă. În partea superioară, jack-ul de 3.5 mm, în lateral dreapta, power și grea volumului, la bază, portul micro USB, în lateral stânga, sunt sloturile pentru microSD și pentru nano SIM. Vedeți? Da? SIM 1, SIM 2 și microSD. E bine că nu aveți nevoie de o agrafă spre a îndepărta acest capac. Totuși, recomand un plus de atenție. E totuși un plastic așa siliconat, care nu știu că rezistă în timp. Pui cardul microSD, pui SIM-ul și cam gata. Difuzoarele frontale,
camera de 4 megapixeli, camera de 20 megapixeli care se profilează destul de serios dincolo de linia smartphone-ului. De aceea recomand o husă. Îmi place feeling-ul ăsta de telefon. Feeling de smartphone premium. Îl pornesc în prima dată. Trebuie pus la încărcat. Revin. Am încărcat bateria lui HTC One E9 Plus și pornește. O să buteze Android cu Sense UI, o interfață pe care o cunoașteți de pe celelalte telefoane ale companiei taiwaneze și care, să zic așa, în ultima perioadă nu a avut schimbări foarte mari. Dacă ai văzut un telefon HTC de acum, să zic, un an de zile, cam interfața a rămas cam aceeași. Ok. Zona de setări rapide. Setările propuse ale smartphone-ului. O groază de opțiuni. Am setat luminositatea la maxim. Pe partea de personalizare pot fi personalizate și touch buttons, butoanele touch de la bază. Le poți aranja în ordinea pe care o dorești. Sunt foarte multe elemente de personalizare a smartphone-ului. Cum spuneam, Android 5.0.2 Lollipop cu HTC Sense în iterația 7.0. Cam atât la prima vedere legat de HTC One N9 Plus, un telefon pe care îl vom testa intensiv în zilele următoare și un review complet veți găsi pe site pe gadget.ro. Vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi cât mai bună, la revedere!